dotării cu mijloace de mobilitate terestră și navală, asigurarea este 40% mijloace de transport. Această asigurare se face conform normelor existente în acest moment. Într-adevăr, 40% reprezintă o proporție destul de mică, dar este suficientă deocamdată pentru nevoile noastre. La autospeciale de intervenție avem 65% asigurare. La autospeciale 21%, 34% mijloace navale, aici bărci, nevoile de bărci pentru asigurarea misiunilor noastre și 66% la mijloace zmort. Deci, la fel ne ajută, dar aceste mijloace trebuie să le înțelegeți că ne trebuie să primim mai multe și să facem demersurile necesare pentru a acoperi și aceste puncte de lucru care vrem să le înființăm. Deci noi la acest moment nu avem acele ambulanțe smurt care e nevoie de acele mașini pentru a crea noi puncte. Dar tehnică este bună și foarte bună, dar presupune un efort deosebit de a le repara și o operativitate foarte mare. Și ne confruntăm cu problema aceasta a legislației în domeniul achizițiilor, în care trebuie să urmărim niște pași și atunci sunt unele mici întârzieri câteodată în a le repune în funcțiune. Pentru că nu pot să repar imediat. Toate că trebuie să vii cu starea de operativitate, dar noi le înlocuim și permanent cum să spun eu, facem o analiză a fiecarei zone din județ, a fiecărui raion de intervenție și le putem muta dintr-o parte într-alta pentru a asigura intervenția.